veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Continuăm studiul biblic privind rugăciunea și într-o primă parte haideți să reamintim în mare câteva noțiuni amintite acum o săptămână. Spuneam pe baza scripturilor că rugăciunea ca și loc trebuie să se desfășoare, așa cum am spune noi în felul nostru, într-o casă de rugăciune, adunați toți la oaltă, cum făceau și ucenicii când se rugau împreună. De asemenea, trebuie să avem un loc anumit, cum spune Luca 1:11-1, cum avea și Domnul Iisus și cum ne îndeamnă pe noi în Matei 6, o cămăruță specială de rugăciune. Sau, dacă suntem într-o situație mai deosebită, putem să ne rugăm, ne spune 1 Timotei 2:8, în orice loc. Dumnezeu ne primește și ne ascultă, din acest punct de vedere al spațiului. Apoi, ca și timp, trebuie să avem un timp special de rugăciune, o zi închinată Domnului din cele 7. De asemenea, un timp potrivit, spune David, să se roage omul la vreme potrivită, dimineața în mod special. Și încheie Evanghelia amintind în 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă neîncetat. În ce privește formele și stările care trebuie să conțină rugăciunea, am putea să spunem că putem să ne rugăm în tăcere ca și Ana. Putem să ne rugăm, cum s-a rugat Domnul Iisus în împrejurări, ne spune Evrei 5:7, cu strigăte mari și cu lacrimi. Putem să ne rugăm prin cântare, putem să ne rugăm cu Duhul. De fapt, în orice formă prin care ne-a binecuvântat Dumnezeu ca și exprimare, ca oameni, putem să aducem rugăciuni înaintea Domnului. Ca și poziții pentru rugăciune, aminteam noi, poziția în genunchi, cu mâinile ridicate, și făceam referire atunci la un verset de la inaugurarea templului, 1 Împărați 8:54, unde este scris: când a isprăvit Solomon de spus rugăciunea și cererea aceasta, s-a sculat dinainte altarului Domnului, une îngenunchease cu mâinile întinse spre cer. Mai întâlnim alte poziții la rugăciune, în picioare, chiar proșternut cu fața la pământ pentru situații de criză, situații de proșternere efectivă înaintea Domnului, sau chiar în pat putem să ne rugăm, dar aceasta nu din comoditate, ci pentru că chiar în așternutul nostru putem să medităm înaintea Domnului și El să ne asculte. Mai aminteam noi că trebuie să avem în vedere și îmbrăcămintea sufletească și trupească pe care o avem în timpul rugăciunii și, de asemenea, aminteam că rugăciunea este o poruncă a Domnului. Să nu uităm, Dumnezeu a poruncit lucrul acesta când a spus: cheamă-mă, chemați-mă. Domnul Iisus spunea în Luca 18:1, le-a arătat ucenicilor că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Apostolii spuneau, Efeseni 6:17-18, rugați-vă, faceți tot felul de rugăciuni, pentru că rugăciunea este o cale prin care binecuvântările cerești coboară peste noi și, de asemenea, o cale prin care forțele demonice sunt stopate și astfel facem ca lucrarea Domnului și propășirea să fie prezente în viețile noastre. Ca și conținut al rugăciunii, aminteam că în mare, dar aceasta nu înseamnă că rugăciunea trebuie să fie pe capitole, pentru că rugăciunea este o emanație liberă a sufletului nostru în sinceritate înaintea lui Dumnezeu, dar așa ca și aspecte cuprinse în Biblie și capitole generale, rugăciunea trebuie să conțină o parte de mărturisire în care venim înainte Domnului cu toate problemele noastre, cu tot ceea ce am făcut, o parte de laudă în care să-L proslăvim pe Dumnezeu, să nu uităm acei psalmi care îl glorifică pe Domnul, o parte să fie mulțumire, ne spune Pavel în Filipeni 4:6-7, să aducem totul la cunoștința Domnului, cu mulțumiri, și tot el spune de cerere acolo ca fiind o altă parte a rugăciunii, și să nu uităm și capitolul mijlociri, pentru că noi nu avem harul să ne rugăm numai pentru noi. Noi putem să folosim rugăciunea ca rugăciune pentru alții. În mod special, Domnul Hristos, Samuel, Moise au fost cei care au mijlocit și au obținut mari beneficii, mari binecuvântări din partea Domnului stând în mijlocire. Și ultima parte despre care aminteam, condițiile rugăciunii. Noi trebuie să ne rugăm și este bine să o facem, dar dacă nu ne încadrăm în aceste condiții, ne vom ruga degeaba, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Aminteam câteva din condiții: să fie o rugăciune cu credință, să fie în numele Domnului, cu stăruință, cu smerenie și, cea mai importantă dintre ele, să fie făcută într-o stare de neprihănire. Biblia ne spune în Iacov că și mare puterea rugăciunii fierbinte a celui neprihănit. După cum și cântarea ne spune în Psalmul 33 că așa de bine celor neprihăniți, la fel și rugăciunea este primită, cât pentru ceilalți. Cartea Proverbelor 15:8 spune că rugăciunea celor răi este o scârbă. Deci ar fi mai bine mai întâi să ne pocăim dacă suntem în o asemenea stare, ca nu cumva să fie un zid între spărțire între noi și Dumnezeu și să fie privită greșită închinarea noastră înaintea Domnului. Haideți acum să pășim în continuare și să
Urmărim din Scripturi câteva din obiectivele, din rezultatele rugăciunii. Ce obținem prin rugăciunile noastre? Mai întâi, ce obținem în viața noastră personală prin rugăciune? Și să nu uităm, când dorim ceva în mod special înaintea Domnului, rugăciunea trebuie să fie însoțită și de post. El se leagă foarte frecvent în Biblie această lucrare una cu cealaltă. Amintim din cartea lui Nehemia, capitolul 1, că omul acesta a dorit să obțină din partea împăratului o învoire, vrea să înceapă o lucrare înaintea Domnului și nu știa ce are de făcut. Citim în Nehemia 1 cu 4, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis. El s-a rugat și rugăciunea aceasta am plătit-o cu postul și foarte curios, împăratul a ascultat totul de cererea lui Nehemia, de parcă Nehemia ar fi fost împăratul, și i-a dat ceea ce ceruse. Pentru că a venit mai întâi înaintea Domnului cu rugăciune și cu post. Un alt caz în care acel om a obținut înaintea Domnului rezultate și obiectivele pe care și le propusese este Daniel, despre care citim în Daniel capitolul 9, versetul 3, și mi-am întors fața spre Domnul ca să-L caut cu rugăciune, cu cereri, postind în sac și cenușă. Daniel a stat înaintea Domnului în mod deosebit în rugăciune și amândoi, și Nehemia și Daniel, nu au făcut doar o rugăciune întreagă pentru acea problemă, ci au stăruit înaintea Domnului pentru acele probleme. Un lanț de rugăciune. Și astăzi și mâine și dimineață și la amiază și seara și așa mai departe. Haideți să mă amintim că și Domnul Iisus în viața sa personală, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, s-a rugat foarte mult și citim, de exemplu, în Evanghelia după Luca, în capitolul 3, versetul 21, după ce a fost botezat, tot norodul, a fost botezat și Iisus și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Duhul Sfânt s-a pogorât peste el. Doresc să amintesc pentru cei care au fost botezați mai înainte, vor fi botezați în continuare, să continuați să vă rugați, că Domnul să vă binecuvânteze și cu botezul Duhului Sfânt, cu acest dar minunat. Prin rugăciune se obțin și aceste lucruri înaintea Domnului. Și mai amintim doar un verset în linia aceasta, din Efeseni, capitolul 6, versetul 13. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Deci nu numai că prin rugăciune obținem anumite rezultate în diferite lucrări, cum ar fi lucrări de izbăvire, lucrări în casa Domnului, primirea Duhului Sfânt și alte lucrări, dar de asemenea, prin rugăciune, putem să rămânem în picioare în fața tuturor uneltirilor diavolului. Este un obiectiv care trebuie să fie, de fapt, primul în viața creștinului. Fără rugăciune nu vom putea să rămânem în picioare. Vin fel și fel de lupte, de probleme, iar rugăciunea noastră le întâmpină pe toate. Și prin Dumnezeu, care este chemată rugăciune, putem să rămânem în picioare, în mijlocul diferitelor probleme și încercări ale vieții. Ca obiective și rezultate în viața bisericii, haideți să amintim din Ioel, capitolul 2, unde profetul îndemna poporul, și acum este valabil pentru biserică, când sunt anumite lucrări, cum ar fi această situație critică cu acest copilaș sau alte probleme prin care trece biserica, Ioel 2 cu 17, preoții, slujitorul Domnului, să plângă între tindă-ți altar și să zică: Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de batjocură moștenirea ta, nu ne face de batjocură poporul, pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Și să nu uităm mai sus ceea ce este scris de la versetul 12, dar chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă cu post, cu plânset, cu bocet, sfâșiați-vă inimile. Și cine știe dacă nu se va întoarce Domnul? Când sunt probleme la nivel de biserică, chiar la nivel de societate, cum era în Israel, prin rugăciunile noastre înaintea Domnului, însoțite, bineînțeles, dacă se poate și de post, vom obține anumite binecuvântări. Vom stopa lucrările diavolului și vom avea biruință. Haideți să citim și ceea ce spune Psalmul 122, de la versetul 6 în continuare. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Întrebați dumneavoastră bisericii unde mai sunt ispite și dezbinări, cum erau în speță în Corint, în Biblie. Întrebați cum este viața în acele biserici. Comparați-o cu viața unde, într-o familie, soțul este certat cu soția. Ce pace au ei acolo și cum se simt copiii? La fel este, sau dacă nu mai rău, în biserică. De aceea este important să ne rugăm în colectivitate. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale, versetul 8. Din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău, din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Și încă un verset din Numeri, capitolul 10, versetul 9. Când veți merge la război, aveau izraeliții un îndemn, un sfat, în țara voastră împotriva vrășmașului, când se va lupta împotriva voastră, să sunați cu vâlve din trâmbițe și Domnul Dumnezeul vostru își va aduce aminte de voi și veți fi izbăviți de vrășmașii voștri. Au fost, am înțeles, și în viața acestei biserici,
probleme când avea prigoniri din partea autorităților sau alte aspecte și biserica stătea rugăciune înaintea Domnului și sunau cu vâlvă, adică se rugau cu stăruință intensiv înaintea Domnului și Dumnezeu a dat biruințe. Să nu încetăm să ne rugăm pentru problemele de acum, pentru că Dumnezeu este la fel de puternic, numele Lui să fie binecuvântat. Pentru această lucrare în biserică, aș vrea să amintesc o întâmplare petrecută cu câțiva ani în urmă în Africa. O familie de misionari, soț, soție, mergeau cu mașina în drum spre Nairobi, capitala Keniei, și li s-a defectat mașina, au rămas peste noapte, au încercat ieri seară să repare, nu au reușit, era o defecțiune peste puterile lor. Și în acea zonă și în acea vreme existau diferite bande înarmate, cum ar fi într-un război de gherilă, și s-au gândit cum să rămânem aici peste noapte. Suntem expuși unui pericol evident. Niște europeni străini cu mașină, ar fi o problemă foarte serioasă. S-au rugat și, cum spune Biblia, eu mă culc și adorm în pace, că Tu, Doamne, îmi dai liniște, se pare că și în mașină, după cum și Iacov a avut liniște chiar în câmp cu capul pe o piatră. Dimineața s-au trezit toate bune, când au ajuns la misiune, după ce peste zi și-au reparat mașina, au aflat din știri că o trupă din oamenii aceștia de gherilă, din teroriștii aceștia, ajunseseră la ei, i-au depistat peste noapte, dar nu s-au putut apropia de ei pentru că declaraseră ei, zice, o mașină de albi era înconjurată de 16 soldați. Era defectată, dar erau 16 soldați în jurul lor. Ce, n-am putut să le facem nimic. S-au fi gândit ce o fi fost, Dumnezeu a intervenit într-un fel pentru ei, s-au întors înapoi în țară și când s-a întors l-a sunat urgent un frate, un prieten bun, și a spus, frate, spune-mi, te rog, în data cu tare ați avut ceva probleme? Ce, frate, uite cum a fost. Am rămas în pană și dimineața, uite ce minune, s-a răspândit, a fost păzit de 16 soldați. Ce, slavă Domnului! Ce, de ce spui slavă Domnului? Și în acea seară am simțit îndemn mai mult, frați. Și eram la biserică și ne-a rugat 16 frați pentru voi și am spus, Doamne, lucrează și păzește pe frații care sunt misionari în Kenya. Și 16 s-au rugat aici, 16 soldați au fost dincolo, îngeri de-a Domnului. Rugăciunea în comun în biserică are mare putere și Domnul lucrează chiar la mii de kilometri distanță. Haideți să avem asemenea experiențe frumoase în viață cu Domnul. Când Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii. Amintiți-vă acel caz în Fapte capitolul 12, când biserica se ruga pentru Petru și în mod miraculos Dumnezeu a trimis un înger din cer, toate s-au deschis în fața lui, parcă a fost cu fotocelulă, fără lacăte, fără nimic, și Petru a ieșit liber afară și s-a dus din nou la biserică, la frați, și le-a spus cum Dumnezeu a lucrat și l-a izbăvit. Mi-amintesc un caz, chiar și pentru viața de rugăciune particulară, personală. O soție avea soțul marinar și într-o noapte pe la ora 4 se trezește și nu mai avea somn. Și începe să se roage. Doamne, scapă-l pe soțul meu. Doamne, îndură-te de el. Eu nu știu în ce situație se află, dar te rog să te îndură de el. Și vine soțul după câtva timp acasă și povestește soției, ce soție dă slavă Domnului, că am fost salvat ca prin minune. Ce s-a întâmplat? Și noaptea cu tare, care coincidea exact cu noaptea în care ea se rugase, nava lor eșuase, nava lor naufragiase și el a scăpat ca prin minune pe o bucată de lemn. Și la un moment dat a fost aproape pe punctul să se scufunde. Și tot așa la limite până când a fost salvat de o barcă de salvare. Cine de fapt îl salvase? Rugăciunile soției sale care se rugase acasă pentru el. Să folosim rugăciunea și Domnul să-și facă lucrarea în urma rugăciunilor noastre. Rugăciunea nu este o poveste, nu este o liturghie, o slujbă, o arbă. Rugăciunea este o lucrare prin care intervenim în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu declanșează forțele sale spirituale, supranaturale, și intervine în mediul nostru material uman, dând dovada că El este Dumnezeu. Slăvit să fie El în veci. Amin. Pe lângă problemele personale, pe lângă problemele de biserică, chiar și în societate și în univers, rugăciunea are un efect binecuvântat. Vreau să amintesc un verset din Ieremia, capitolul 29, versetul 7, unde este scris, urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Și adăugăm, după care dăm o explicație, 1 Timotei 2:1, unde apostolul Pavel îl îndemna pe Timotei și, bineînțeles, pe ceilalți din vremea lui, vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în drăgătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Și de asemenea, încă pentru ceva, căci Dumnezeu dorește ca tot să vină la mântuire. Rugăciunea noastră are un mare efect în societatea în care trăim. În primul rând pentru noi, că fericirea noastră târnă de fericirea ei, că dacă e pace în țară, e pace și la noi, dacă e bunăstare în țară, ne bucurăm și noi de ea. Deci, în primul rând, noi beneficiem rugându-ne pentru societatea și pentru țara în care trăim. Și apoi, mai putem să ne rugăm o rugăciune de mijlocire? Este trecut aici în versetul 1.
Să ne rugăm ca și alții să ajungă la cunoștința mântuirii și alții să-L găsească pe Dumnezeu prin rugăciunile noastre. O vorbă înțeleaptă spune să spui oamenilor despre Dumnezeu, dar să-i spui și lui Dumnezeu despre oameni. Oamenilor le putem spune despre Dumnezeu predicându-le, cântându-le, iar lui Dumnezeu îi putem spune despre oameni rugându-ne pentru ei. Haideți să facem acest triunghi să fie cu toate laturile închise. Aceasta înseamnă să folosim rugăciunea și Domnul să ne ajute. Amin. Câteva aplicații practice, situații concrete în care ar fi indicat să ne rugăm și rugăciunea este chiar primordială. Mai întâi, în lucrările spirituale din biserică. Citim în Cartea Faptele Apostolilor câteva versete din viața bisericii, cum se derula rugăciunea în această biserică. Fapte 1:14, încă înainte de primirea Duhului Sfânt, când ei stăruiau, citim, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui, cu Iisus și cu frații lui. Toți împreună erau nelipsiți de la timpul de rugăciune. Mai târziu citim, tot Fapte, capitolul 2, versetul 42, că unul din cele patru lucruri în care ei stăruiau, unul din cei patru piloni de bază ai bisericii, era, toți aceștia stăruiau, printre altele, în rugăciuni. Înainte de primirea Duhului Sfânt au stăruit și după aceea să primească și ceilalți, dar nu numai pentru lucrarea de stăruință se ruga biserica. Citim, de exemplu, în capitolul 6, versetul 4, spuneau apostolii despre ei, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Chiar dacă ei erau plini de Duh, am putea să spunem, prin mâinile lor se făceau minuni și semne, ei n-au încetat să se roage necurmat. Și în biserică, în Cartea Faptele Apostolilor, foarte frecvent apare rugăciunea în diferite lucrări. Tot aici, în versetul 6, citim, i-au adus înainte apostolilor pe cei 7 diaconi și după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Toate lucrările în biserică cuprind și rugăciune. Din nicio activitate rugăciunea nu este indicat să lipsească. Tot în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, bineînțeles și în celelalte capitole apare, amintim doar câteva succint, 13:3, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Tot în Faptele Apostolilor, 20:36, după ce Pavel a terminat acea întâlnire cu episcopii, cu presbiterii din Efes la Milet, după ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Orice situație, orice întâlnire, o foloseau prin a da slavă lui Dumnezeu, prin a se ruga înaintea lui Dumnezeu și astfel au avut mari biruinți în acea vreme. În fapt, în timp ce Saul se ruga, a văzut într-o vedenie cum Anania a venit, s-a dus Anania, s-a rugat pentru el, Corneliu se ruga înaintea lui Dumnezeu. Tot o viață plină de rugăciune, o viață abundentă în rugăciune a adus o viață abundentă în toate domeniile în viața bisericii. Un capitol asupra căreia aș vrea să reflectăm puțin și asupra căreia suntem cam deficitari, este rugăciunea pentru evangelizare. Apostolul Pavel scrie în Roman, capitolul 10, versetul 1, fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este ca să fie mântuiți. Dar rămânem numai la dorință sau dorința o cuplăm cu rugăciunea pentru mântuirea celorlalți din jur? De asemenea, apostolul Pavel spunea în mod deosebit că atunci când predică la cei de afară, de exemplu, 2 Tesaloniceni 3:1, încolo fraților, rugați-vă pentru noi, pentru cei care sunt duși în misiune, ca cuvântul Domnului să se răspândească, să fie proslăvit cum este la voi. Deci noi ar trebui să ne rugăm și pentru alte locuri, Doamne, fă și din alte părți o lucrare cum este aici. Asta vrea Pavel să îi provoace pe ei la rugăciune. De asemenea, citim și în Efeseni, capitolul 6, versetul 18, unde el nu socotește că e o umilire să spună pentru ce trebuiau să se roage ei, spune în versetul 18 și continuă cu 19, și pentru mine, spune el, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt și să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. În lucrare de evangelizare, fără rugăciune, nu se poate face nimic. Rugăciunea stă la baza înaintării Evangheliei. Și bineînțeles, în alte lucrări ale bisericii, de exemplu, în Matei capitolul 17, citim căci ucenicii au încercat să scoată un demon dintr-un copil, dar n-au reușit și Domnul i-a spus, Matei 17:21, dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Foarte multe lucrări privesc acest aspect al rugăciunii și cuplat cu postul sau cu alte lucrări de mărturisire a cuvântului lui Dumnezeu. În viața bisericii, rugăciunea trebuie să fie mereu prezentă.
Dar nu orice fel de rugăciune, ci o rugăciune cu stăruință, o rugăciune cu credință, o rugăciune care să fie la biserică, o rugăciune care să continue acasă, o rugăciune asupra căreia trebuie să medităm în timp ce suntem pe drum, pentru ca în orice vreme să fim cuplați împreună în rugăciune. Am auzit despre unele biserici care sunt deschise în permanență și în tot timpul cineva este în biserică la rugăciune. N-ar fi rău să facem așa ceva, nu propun să facă așa ceva, dar măcar în casele noastre, acest lanț de rugăciune bine ar fi să continue în permanență. Și eu cred că Dumnezeu prin Duhul ne va programa la rând. Acum se va ruga unul sau unii de fapt, mai târziu se vor ruga alții și ce bine ar fi ca această rugăciune a bisericii să fie continuă și din toată inima și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Nu doar în lucrările de biserică rugăciunea trebuie să fie mereu prezentă, ci și în problemele personale, materiale și chiar spirituale, în diferite boli, prigoniri sau alte necazuri și nevoi care le avem, ceea ce putem să facem este să apelăm la rugăciune, ca și o aplicație practică, spuneam. De exemplu, dacă suntem bolnavi, Biblia ne îndeamnă nu să neglijăm organele speciale medicale, dar mai întâi avem sfatul din partea Bibliei, în Iacov, capitolul 5, este vreunul printre voi în suferință, primul lucru ce are de făcut, să se roage. Sunt situații în care trebuie să mergem neapărat la spital, Dumnezeu va lucra prin medici, sau nu va lucra deloc, Dumnezeu este stăpân să aleagă, să o facă cum vrea, dar noi să ascultăm sfatul Bibliei, este cineva bolnav, să se roage. Să chem prezbiterii bisericii, să ne rugăm unii pentru alții, diferite forme de rugăciune în situația în care suntem bolnavi. Dacă, de exemplu, apare o altă situație, suntem prigoniți, avem probleme, ceea ce avem de făcut este ca și cu spitalul, aceeași problemă, nu neapărat fugim imediat la poliție. Mai întâi ne rugăm, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 13. Ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, care le-a pădurat tuturor. Dar ne rugăm aceste lucruri pe care putem să le facem. Când în Faptele Apostolului, capitolul 12, a intrat prigonirea în biserică și a fost închis Petru, ei s-au rugat înaintea Domnului. Când avem astfel de probleme, putem să ne rugăm. Și am putea să completăm și să încheiem această idee. Solomon în rugăciunea sa de la inaugurarea templului a cuprins toate aspectele. A spus, Doamne, când o să fie foamete și se roagă, ascultă-i. Când o să fie război și se roagă, ascultă-i. Când o să fie bolnav și se roagă, ascultă-i. Când o să fie străin și se roagă, ascultă-i. Altfel spus, toate aspectele vieții spirituale și materiale trebuiesc completate, trebuiesc elucidate și rezolvate prin rugăciune înaintea Domnului. Numai că această rugăciune, am putea să spunem, ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 15, versetul 31, citim și 30, vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea și pentru ca slujba pe care o am eu pentru Ierusalim să fie bine primită de Sfinți și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu. În rugăciune să nu fim niște oameni izolați, chiar dacă problemele sunt particulare numai a noastre, Biblia ne spune că când se unesc doi și cer un lucru, le va fi dat. Să nu ne fie greu să cerem ajutorul altora în rugăciune și de asemenea să nu ne fie greu să-l acordăm, pentru că Dumnezeu vrea nu de unul singur să ne rugăm. E foarte frumos în familie, când soțul, soția sau poate și copiii, dacă au mai crescut, sau chiar mici, Dumnezeu și pe ei ascultă și se roagă toți împreună, dar unde este numai câte unul singur, să le acordăm o mână de ajutor în rugăciune. Când cineva are probleme speciale, prigoniri, când este bolnav, să folosim această rugăciune rugându-ne unii pentru alții. Și Dumnezeu poate să lucreze în mod deosebit. Aș mai aminti o aplicație care poate fi inclusă în acestea, dar totuși este de căpătâi în Scripturi pentru ce trebuie să ne rugăm. Și anume pentru înțelepciune. Nimic nu-i mai de preț ca înțelepciunea. Și Biblia ne îndeamnă în câteva locuri, citim Proverbe 2:3, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere. Și Iacov, parcă spune și mai clar și mai concret, în Iacov capitolul 1, versetul 5, dacă vreunuia din voi lipsește înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor. Noi ne putem ruga și trebuie să ne rugăm și pentru credință, ne îndeamnă Biblia, și pentru dragoste. Deci în mod special să căutăm în rugăciune lucrurile de căpătâi.
Să nu fim niște oameni care știm să facem multe rugăciuni pentru pâine, care știm să facem multe rugăciuni pentru boală, dar pentru lucrurile de preț, înțelepciune, credință, unde îndemna Domnul Luca 17:5, pentru dragoste, Filipeni 1:9, pentru lucrurile acestea care sunt cu adevărat eterne și mult mai valoroase, să nu știm de fapt să ne rugăm. Căci primindu-le pe acestea, celelalte le primim de multe ori pe deasupra. În primul rând, pentru lucrurile de preț trebuie să ne rugăm și apoi să nu fim niște copii în rugăciune care cerem doar jucării și bomboane. Să fim niște oameni mari în rugăciune, care ne rugăm cu mintea, cerând înțelepciune Domnului, credință, și să ne rugăm și cu Duhul, care știe mai mult decât atât să se roage, și obiectivele rugăciunii noastre să fie cu adevărat după voia lui Dumnezeu, niște lucruri înalte, pentru lucrarea sfântă și nu pentru lucruri pieritoare și vremelnice, că atunci puțin lucru am cere din mâna Domnului. Unui împărat, cineva i-a cerut un lucru mare, o valoare mai mare, și a spus, da, mi este greu să cer atât, și a spus, da, cu aceasta îmi face onoare, că este o dovadă a faptului că eu sunt un împărat care am o mare valoare, mare bogăție și în același timp că sunt și bun. Lui Dumnezeu, când ne cerem lucruri de preț, lucruri deosebite, îl înălțăm prin aceasta, dovedind că el are și că este bun și poate să ne dea. Până aici, această teorie, dacă o putem numi așa, despre rugăciune, haideți să continuăm cu câteva exemple. Mai întâi un cuvânt despre viața de rugăciune a Domnului Iisus. Vreau să ne amintim din Evanghelie că Domnul a petrecut mult timp în rugăciune. Foarte mult timp. Și El n-a petrecut timp în rugăciune să se roage pentru iertare, că nu era păcătos. N-a petrecut timp în rugăciune să ceară prea multe pentru lumea aceasta, pentru El, hrană. Nu s-a rugat pentru El, pentru bolile Lui, pentru vindecare. Și totuși, atât de mult timp a petrecut în rugăciune, ce s-a fi rugat Domnul? Mare parte din timp rugăciune pentru alții. Nu știu exact dacă ar fi să apară un grafic cu rugăciunea noastră, o parte hașurată, una nu, cam câte rugăciune pentru noi și câte pentru alții. Câte pentru lucruri mărunte și câte pentru lucruri de preț. Câte pentru cele materiale și cât pentru cele spirituale. Hai să citim doar două versete, trei, din lucrarea Domnului Iisus de rugăciune. Mai întâi, așa cum a fost profețit în Isaia, capitolul 53. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari, va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte. A fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. A fost profețit despre Domnul că va fi un om al rugăciunii și amintim Luca capitolul 6, versetul 12, în zilele acelea, Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. De multe ori prin biserici, dacă ar fi rugăciuni înainte de a face noi propuneri de alegeri și de a vota, poate că ar fi mult mai frumos în ziua alegerilor, n-ar fi atât ispită. Dar dacă nu ne-a rugat noaptea, ziua sunt ispite. Am auzit despre o biserică în care au fost alegeri, atât de comitet cât și de slujitori, și în final le-am întrebat, pentru că îi cunoșteam bine, cum a fost atmosfera. Deci când s-a terminat, puteam lua toți cina. Asta e ceva frumos. Dacă ne rugăm suficient înainte, atunci va fi totul în regulă. Un alt gând despre rugăciunea Domnului Iisus, tot în Luca 9:28, cam la 8 zile, după cuvintele acesteia, Iisus a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, s-a suit pe munte să se roage. Și pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței. Ce bine ar fi de ne-ar prinde venirea Domnului în timp ce suntem la rugăciune, să apară acea schimbare, acea înnoire a lucrurilor ca la Domnul pe munte, în timpul rugăciunii. Dacă vom fi niște oameni la rugăciuni, probabilitatea ca se întâmple așa va fi foarte mare, dar dacă nu, va fi foarte redus. Domnul s-a rugat chiar și pe cruce și acolo a găsit momente să se roage. De altfel, ca și Pavel și Sila, care în temniță făceau slujbă spirituală, când alții, poate noi în postura lor, poate băteam în ușă să ne dea gardiene ceva mâncare, sau poate ne plângeam, sau poate cârteam, sau poate murmuram. Multe momente de cârtire, de murmurare, de povești și de alte fleacuri, dacă ar fi înlocuite cu rugăciune tare, cu mința întâi. Și am obținut mult mai mult. Aminteam noi, la vremea cuvenită, când era vorba de cârtiri, de clevetire, că lui Dumnezeu, când n-avem ceva, nu-i face plăcere să mergem să comentăm. Îi place plăcere nouă ca părinți când copiii merg să plâng pe stradă. Mama nu-mi dă cutare, nu-mi dă să mă îmbrac, nu-mi dă să mănânc. Nu-ți dă, du-te și cere. Dar nu cârti, nu cleveti. Mult mai multe lucruri și mai bine ar fi de noi dacă am proceda în felul acesta. Apoi să nu uităm că Domnul Iisus și acum în ceruri
mai face o slujbă înaintea lui Dumnezeu care poate fi comparată ca o rugăciune. Evrei, capitolul 7, versetul 25, căci Domnul Iisus, acum în ceruri, de aceea poate să și mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu, pentru că El trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. După cum pe pământ, citim în Luca 22, când era Petru să fie cerut de diavol, să fie cernut, spune Domnului Petru, m-am rugat pentru tine. Domnul se ruga anticipativ, nu doar în urmă, după ce totul era prăbușit, acum ne rugăm să se vindece sau ne rugăm să nu cadă cu tare. Domnul Iisus se ruga dinainte, prin Duhul, la vremea potrivită și El și acum continuă să se roage pentru noi. De altfel să nu uităm că și Duhul Sfânt ne spune Biblia în Roman capitolul 8, versetele 26 și 27, tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Inclusiv Domnul Iisus și Duhul Sfânt folosesc această lucrare de mijlocire, care pe undeva este o lucrare a rugăciunii, pentru înaintarea Evangheliei și a împărăției lui Dumnezeu. Acum să analizăm din partea oamenilor câteva rugăciuni din Biblie. Mai întâi, rugăciuni neascultate. Sunt pe paginile Biblie rugăciuni neascultate pentru neîncadrarea în condiții sau rugăciuni orientate greșit, cum ar fi la îngeri. Ne spune Biblia în Coloseni 2:18, că dacă ne rugăm la îngeri sau oamenii cum se roagă la sfinți, astea nu pot fi ascultate, că e ca și cum aș cere la cineva care nu are sau la cineva care n-aude și nu poate să acționeze nici într-un fel. Deci ce ăștia se roagă în van unuia care nu există, într-o direcție inexistentă. Ca și rugăciuni neascultate, nu mai citim textele, vi le amintesc, doar dumneavoastră le cunoașteți. Moise s-a rugat să vadă țara Canaanului, să intre în ea. Ce i-a spus Dumnezeu? Moise, nu mai spune despre asta. Pentru aceea ispită de la Masa și Meriba, când nu ai ascultat, nu poți să te asculți. Nerespectarea unei condiții. David s-a rugat în 2 Samuel 12, versetul 16, pentru copil. 7 zile. A postit. Nu s-a întâmplat nimic. Pentru că se deduse sentința prin profetul Natan. Copilul care s-a născut va muri. Apoi, o altă situație diferită de aceasta, nu că nu s-au respectat condițiile, că n-a fost după voia Domnului. Pavel s-a rugat și a spus, Doamne, s-a rugat de 3 ori, 2 Corinteni 12 cu 7 și 8, ia de la mine țepușul acesta. Ce a spus Domnul? Harul meu ți este de ajuns. Spune-l ca să nu mă îngânf. Degeaba s-a rugat că nu era după voia Domnului. Domnul s-a rugat în grădină. Am putea spune că și Domnul a avut o rugăciune neascultată, pentru că n-a fost voia Domnului aceea. Dar el a acceptat în final și bineînțeles s-a rugat corect, spunând, Tată, facă-se voia ta, nu voia mea. Dacă în viața noastră vom înregistra rugăciuni neascultate, nici într-un caz Dumnezeu nu neglijează capitolul rugăciune. Că nu degeaba ne îndeamnă să ne rugăm. La Dumnezeu nu este posibilitatea să se piardă rugăciunile pe drum. Nu, orică nu sunt deplinite condițiile, orică nu-i voia Lui, orică nu-i vremea, orică diavolul pe undeva prin văzduc, pe acea scară, a blocat lanțul rugăciunii, dar va fi deblocat de Dumnezeu dacă stăruim. Aici stăruința joacă un rol primordial. Să nu ne oprim până când va fi străpuns blocajul demonic care împiedică rugăciunile. Acum rugăciuni ascultate. Și la aceste rugăciuni ascultate am deosebit trei capitole. Rugăciuni de iertare mărturisire, când oamenii s-au rugat pentru ei înșiși să fie iertați și Dumnezeu i-a ascultat, sau alții s-au rugat și au mijlocit pentru o anumită grupă de oameni, pentru o anumită țară, pentru un anumit popor, ca să fie iertați. Și și aceștia au fost ascultați. Socotiți că aveți păcate înaintea Domnului, rugați-vă că Domnul iartă rugăciune de mărturisire. Socotiți că alții sunt păcătoși, rugați-vă pentru ei și Domnul vă ascultă mijlocirea pentru iertarea lor. Să amintim câteva cazuri biblice. David, nu citim pasajele, îl cunoașteți foarte bine, Psalmul 51 și Psalmul 32 la David. A spus, Doamne, numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău. Psalmul 32, atunci mi-a mărturisit Domnul fără de legea și Domnul l-a iertat. Și n-a fost un păcat ușor, a fost un păcat grav, dar prin rugăciune Domnul i-a oferit iertare. Un alt caz, Iona. Hai să-l citim pe acesta, Iona capitolul 2, versetul 1. Iona, prin pedeapsă, a ajuns în pântecele chitului. Iona 2:1. Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, în pântecele peștelui și i-a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Și s-a rugat acea rugăciune atât de frumoasă, spune el, sunt lepădat, dar în final spune el în versetul 9, eu îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire, îmi voi împlini juruințele, adică, Doamne, mă pocăiesc, mântuirea vine de la Domnul. Vă amintești ceva? Solomon, în rugăciunea sa aceea lungă, de fiecare dată când spunea, Doamne, dacă vor fi bolnavi, dacă vor făcut păcate, dacă se întorc și se roagă, dar se și pocăiesc, dacă se căiesc și se întorc de la calea lor ce rea, ascultă-i. Domnul ne poate ierta când ne rugăm
mărturisindu-ne păcatele, dar dacă iară păcătuim, iară să o luăm de la capăt? Deci este indicat când Domnul ne iartă pentru starea noastră. Ce spunea Domnul femeie, Ioan 8:11, du-te, dar să nu mai, eu nu te-am osândit, te iert, femeie, dar să nu mai păcătuiești. Dacă vom greși în continuare, avem unul Ioan 2:1 care ne spune să nu păcătuiești, dar dacă cineva a mai intervenit o greșeală, Domnul Hristos rămâne același, bun și milostiv, dar să nu facem aceasta cu voia. Un alt caz, Corneliu, Fapte Apostolilor, capitolul 10, versetul 2-4. Ce se ruga Corneliu? Printre altele, eu cred, Biblia ne spune acolo despre Corneliu, că era un om deosebit și este scris aici, era cucernic, temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. Făcea milostenii și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Această teamă de Dumnezeu, această cucernicie, îl făcea printre altele să se roage înainte de Dumnezeu ca Domnul să-l ierte și să-i dea mântuire. Și rugăciunea lui a avut un rol binecuvântat în mântuirea aceea pe care a fost introdusă acolo prin predica lui Petru și lucrarea Duhului Sfânt. Când cineva vrea să întoarcă la Dumnezeu, pune-te și te roagă. Dumnezeu nu numai că te iartă, ți se și descoperă și îți arată calea mântuirii. Prin rugăciune suntem iertați și ni se deschide drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Și ei nu știe încotro să caute mântuirea, cum să primească iertare. Să o facă să-L caute pe Domnul prin rugăciune sinceră. Amintim și trei situații de rugăciune pentru iertarea celorlalți în mijlocire. Neemia, capitolul 1, aminteam deja. Apoi, în Esra, capitolul 9, îl avem pe Esra proșternut la versetul 5-15, în fața Domnului în genunchi când se aducea jertfa de seară și s-a rugat, Doamne, spus, iartă pe aceștia care s-au căsătorit cu femei străine. Dar fac aici o mențiune. I-a iertat Domnul? I-a iertat. Dar ce mai trebuie rezolvat? A spus, eu m-am rugat Domnului pentru voi, dar voi despărțiți-vă. Ne rugăm ca Domnul să ierte pe cineva, dar El își face partea Lui și își rezolvă problema. Numai rugăciunea lui Esra nu putea să-L înduplece pe Dumnezeu dacă ei rămâneau tot în starea lor. Deci când ne rugăm pentru cineva, am discutat cu cineva, spuneam, eu mă rog pentru tine, dar dacă ești gata să faci lucrurile astea, dacă nu mă ostenesc degeaba, dacă cel în cauză își îndeplinește partea lui, ne putem ruga ca Domnul să-L ierte. Dar dacă nu, ne putem ruga, dar degeaba. Când Israelul n-a vrut să se mai întoarcă, i-a spus Dumnezeu la Samuel și la Moise, degeaba mai mijlociți. Și spune în Ieremia, chiar dacă Moise și Samuel ar veni, nu-i ascult, pentru că ei nu vor să se schimbe. Și celălalt caz este profetul Daniel. Oricum, cred că Daniel a avut un rol important în sfârșirea celor 70 de ani. Nu doar prin faptul că el a fost la curtea împăratului Cir și a putut să se vâre pe acolo la acel decredat, dar rugăciunea lui a fost mai puternică decât poziția lui ca și ministru la curtea acelui împărat. Rugăciunea lui a avut un rol determinant în expirarea acelei pedepse de 70 de ani. A mijlocit pentru tot poporul. Citiți acea rugăciune din Daniel, capitolul 9. Un alt caz de rugăciuni ascultate. Rugăciuni pentru viață și lucrare. Când vrem să pornim o lucrare înaintea Domnului. Când avem diferite probleme în familia noastră. Uitați ce exemple biblice frumoase avem. Avem pe Ana în Vechiul Testament. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 10. Ea avea problema ei, nu avea copii. Și ea s-a rugat înaintea Domnului la locul special de închinare, 1 Samuel 1:10, și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Poate s-a mai rugat și până atunci, poate atunci a fost cea mai amărâtă, Penina a conțepat-o în mod special. Și Dumnezeu pe cel amărât și disprețuit are pentru el o vreme când nu-l lasă să-și piardă cumpătul și aduce rezolvare. Poate noi nu avem copii că nu sunt în biserică. Să ne rugăm ca și Ana. Ea s-a rugat pentru un copil care nu era și vroia să fie. Ce a spus tatăl în pilda din Luca 5? Pe acel fiu al nostru a fost pierdut și acum e găsit. A fost mort și acum a înviat. Foarte mulți nu mai au copii. Dar ne putem ruga ca și mamă, ca și tată, ca și Ana, pentru ca ei să fie. Fie din neființă să fie adus la viață, un copil de să fie conceput, fie din viața de lume, fără Dumnezeu, mort în păcate, să fie născut ca și viu în casa Domnului. Un alt caz îl avem pe Samson în strâmtoarea lui, în Judecător, capitolul 16, râșniță la filisteni, învârtind acolo, citim din la versetul 28, atunci Samson a strigat către Domnul și a spus, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine. Chiar dacă cineva este ajuns pe patul morții, în probleme, și mai vrea ca Dumnezeu să mai lucreze odată în viața lui cum a lucrat cândva. Chiar dacă de mult ai pierdut contactul cu adevărata rugăciune, ia exemplu pe Samson.
Dumnezeu poate pentru tine să mai aibă un har și să-ți asculte rugăciunea și să-ți dea o izbăvire de genul acesta. Avem și pe patriarhi, Avram, care tot mereu citim despre el că zidea altare. Ce făcea el la acele altare? Printre altele se ruga Domnului. Domnul îi se descoperea. Avem acea rugăciune frumoasă de mijlocire pentru Sodoma și Gomora. Despre Isaac avem, când nu a născut soția lui, n-avea copii, s-a rugat pentru ea. La Iacov avem două rugăciuni foarte frumoase pe care hai să le citim. Geneza 28, mai întâi, ajuns singur, poate unii sunt tineri și se gândesc la căsătorie, la probleme de servici, la câte are viața în față. Puneți-vă și vă rugați, ca și Iacov. Geneza 28, cu versul 20. Iacov a făcut o jurință și a spus: Doamne, dacă vei fi cu mine, dacă mă vei da pâine, fără mari pretenții, să mănânc haine, să mă îmbrac, dacă mă vei întoarce în pace în casa tatălui meu, dacă vei fi cu mine, atunci îți voi da a zecea parte și tu vei fi Dumnezeul meu, spune el printre altele. Și apoi întoarcem pagina, se roagă el rugăciunea de mulțumire la întoarcere înapoi. Dacă dimineața când pleci sau când începi lucrarea te rogi bine, să știi că și când te întorci înapoi vei putea să închizi acea rugăciune, completându-o cu o rugăciune de mulțumire. Mai departe, 32, spune el: eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. El a mulțumit pentru o lucrare, dar a apărut altă problemă în viața lui, problemele cu Esau. În viața noastră probleme nu se vor sfârși niciodată. Până sunt copii, până suntem tineri, rugăm pentru căsnicie, pentru viață, pentru servici. Când apar copii, apar probleme de boală una altă. Mai târziu cresc copii, alte probleme. Când în lucrare întâlnim alte probleme, la bătrâneți alte probleme. În viață dăm dintr-o problemă în alta, dar și în rugăciune se merge dintr-o rugăciune în alta. Că atunci sigur vom merge, cum scriem Psalmul 84, din putere în putere și ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu în Sion. Domnul să ne ajute la aceasta. Un alt caz, îl avem pe Ilie, s-a rugat pentru o țară întreagă. Și Biblia ne spune, scurt în Vechiul Testament, s-a rugat să nu ploaie. Și a spus lui Ahab, va fi ploaie după cuvântul meu. Dar în Noul Testament, în Iacov 5:17, este dezvăluit că Ilie, ca să nu ploaie, nu s-a rugat numai odată. A stăruit în rugăciune să nu ploaie. Și apoi, iarăși ca să ploaie, s-a rugat, citim, de 7 ori, că a făcut aceasta. Dumnezeu l-a ascultat și prima dată și a doua oară. Mă amintim un caz de rugăciune pentru problemele personale, pentru lucrare sau pentru viața de familie, Iosua, capitolul 10, versetul 12. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copilului Israel și a zis: oprește-te soare și tu lună, minuni în natură, minuni în universul întreg, asupra astrelor și asupra demonilor care ies afară. Toate acestea pot să aibă loc prin rugăciune. Sunt multe exemple. Am putea să mă amintim Habacuc, capitolul 3, un exemplu de rugăciune prin cântare. Și spune el acolo: când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit, dar însuflețește-ți lucrarea. El împletea durerea, probabil cu lacrimi, dar în același timp cu credință și speranță în Dumnezeu care poate să lucreze. Folosește și cântarea să fie ca o rugăciune atunci când este cazul. Și Domnul poate să asculte și să dea biruință. Îl mai avem, am putea să spunem și pe împăratul Ezechia, în 2 Împărați, capitolul 20, de la versetul 2 la 5, când era pe moarte, s-a întors cu fața la pereche, cu lacrimi, s-a rugat Domnului și Domnul l-a ascultat. Să încheiem această listă de exemple cu rugăciuni de mijlocire. Tare aș vrea să intrăm în mijlocire, dar acolo nu este cazul. Moise este poate omul cu cele mai multe exemple în Biblie de mijlocire. Să amintim doar câteva dintre ele pe care să le și citim. Exod 32:33. Până unde a mers Moise în rugăciunile sale de mijlocire înaintea Domnului? Moise s-a întors la Domnul și a zis: ah, poporul acesta a făcut un foarte mare păcat și a făcut un Dumnezeu străin. Iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Moise a mers atât de departe încât era în stare să se roage Domnului să-i mântuiască pe ei și mai bine să-l lase pe el pe din afară. Să mă amintim și un alt verset despre Moise. Numeri, capitolul 11, versetul 2. Izbucnise focul în popor. Poporul a strigat către Moise. Moise a rugat Domnului și focul s-a stins. Când au apărut mai târziu șerpii. Numeri, capitolul 21, versetul 7. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit. Roagă-te Domnului să se depărteze de la noi acești șerpi. Și Moise a rugat pentru popor și Domnul i-a spus ce are de făcut. Cunoștea Israel că Moise e un om care atunci când se roagă, Dumnezeu l-ascultă. Și fugeau la el mai ceva ca la un medic specialist.
Spunea cineva, e bolnav, Moise, roagă-te pentru noi. Ai izbucnit mânia Domnului, Moise, roagă-te. Ce bine ar fi să fim căutați pentru astfel de rugăciuni, nu privind sub aspect de slavă deșartă, ci sub aspectul ca oamenii să știe că există un Dumnezeu. Ilie, când se ruga, a spus, Doamne, fă aceasta, să știe că Tu ești adevăratul Dumnezeu și întoarce-le astfel inima spre bine. Celălalt om deosebit în mijlocire este Samuel, 1 Samuel, capitolul 7. Când tot Israelul se depărtase de Dumnezeu, citim în versetul 2, trecuseră 20 de ani și Samuel a început să crească, măcar că era tânăr. Citim în versetul 5, Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și când au pus pe Saul împărat, amintim și acest verset, e foarte frumos, 12:23, departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Fiindcă rugăciunea este o poruncă, a înceta să te mai rogi este păcat. Că e neîndeplinirea unei porunci. El a spus, departe de mine să păcătuiesc să nu mai mă rog. Poate unii dintre noi spunem, nu avem păcate. Da, păcatul că nu ne-a rugat îl avem. Uneori îl avem. Doamne, dă-ne harul să recuperăm acum ceea ce n-am făcut atunci când trebuia. Sunt cunoscuți și alți oameni care au fost deosebiți în mijlocire. Am putea să mai amintim pe Isaia, procul la care s-au dus atunci când a venit Sanherib, a spus, duce-vă la Isaia, a trimis Ezechia, să mijlocească el înaintea Domnului. Îl mai avem pe Eleazar, Geneza 24, când a plecat el să aducă o soție stăpânului său, Avram, Geneza 24, cu versetul 12. El s-a rugat și a spus, Doamne, Dumnezeule stăpânului meu, Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu, Avram. Problemele de căsnicie sunt tare dificile. Mijlociți pentru alții ca să le dea Domnul izbândă. Așa cum se ruga o tânără care socotea că pe ea Domnul nu are motive să o asculte. Spune, Doamne, binecuvântează-mă așa, să nu se supere mama și să fie ea mulțumită că are îngindere bun. Deci putem să mijlocim în această privință în mod deosebit, ca Domnul să dea izbândă în această lucrare atât de deosebită și de importantă. Am putea să-l mai amintim și pe Ștefan, care ca și Domnul, înainte de a muri, nu avea probleme de rezolvat, era la zi cu toate, a mai găsit ceva de făcut. A spus, Tată, iartă-le păcatul acesta. Vedeți? Ce importanță doar rugăciunii. Ca și cum spune, mai ai 5 minute, 3, ce faci cu ele? Dacă am numai 5 minute, atunci mă rog. Dacă am numai 5, acestea mă rog, sau fac o astfel de lucrare sfântă. Cât de important este și Pavel, ceva foarte frumos la Pavel. Pavel obișnuia să roage pentru toate bisericile și pentru toți sfinții în parte care îi cunoștea pe nume. 1 Tesaloniceni 3:10. Auziți, zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Și am putea să mai amintim și 1 Tesaloniceni 1:2. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Fixează-ți oamenii și cât mai mulți pe care să-i pomenești necurmat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul va da minunate izbânzi pentru ca numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin. Acel cuvânt din Iacov sună așa. Mare putere în rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Primul lucru, fii neprihănit. Și în al doilea rând, chiar neprihănit, nu fă o rugăciune de formă. Fă-o fierbinte, neprihănit și fierbinte. Pentru că este o luptă, spune Pavel Roman 15:30, am amintit în acest verset. Vă rog să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu. Rugăciunea este o luptă și trebuie făcut lucrul acesta fierbinte, insistent, nu așa agale. Rugăciunea este o lucrare care trebuie făcută într-un mod fierbinte, de către un om care înainte este neprihănit. Și apoi să nu uităm, rugăciunea trebuie să fie pentru toți oamenii, spune 1 Timotei 1:2, în toată vremea, Efeseni 6:17-18, și neîncetat, ne spune tot Apostolul Pavel. Domnul Iisus spunea în Luca capitolul 18:7-8, și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte. Dea Domnul viața noastră de rugăciune de zi și de noapte să crească, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând, căci rugăciunea, ne spune cartea Apocalipsei, capitolul 8, versetul 3, rugăciunile sunt duse în cădelnițe de aur înaintea lui Dumnezeu de către îngeri acolo în ceruri. Dacă ambalajul de aur, conținutul nu trebuie să fie mai de preț, cine bagă pământ în ambalaj de aur? Cât și ce valoare au rugăciunile dacă sunt
ambalate, îmbuteliate în cădelnițe de aur și se duc până la tronul lui Dumnezeu în ceruri. Domnul să ne primească rugăciunile în comun, rugăciunile de familii particulare și să devenim niște oameni ai rugăciunii. Ca astfel să vedem pe pământ puterea lui Dumnezeu și mâna lui la lucru. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.